Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor UIL TV. Discutăm astăzi despre săptămâna prevenirii traficului de persoane. Aflăm mai multe despre acest eveniment de la invitatul meu de astăzi. Este vorba despre doamna comisar șef Maria Pantaia, coordonator al Centrului Regional ANITP. Bună ziua și bine ați venit la UIL TV. Bună ziua, mulțumesc. Așa cum am spus, este o săptămână întreagă în care ați fost pe drumuri, ați fost și în județele vecine. Spuneți-mi, care este scopul acestui eveniment? Ce vă propuneți? Aș vrea să menționez întâi că nu este doar această săptămână. De fapt, o atribuție importantă a centrului nostru este prevenirea ca populația să devină victima traficului de ființe umane, dar în special în această săptămână marcăm Ziua Europeană de Luptă împotriva traficului de persoane și prin aceasta intensificăm și noi activitățile preventive, în special în unitățile de învățământ, de pe raza celor trei județe unde noi avem competență, Prahova, Buzău și Dâmbovița. Spuneți-mi, vă rog, care sunt activitățile pe care le desfășurați în perioada aceasta? Deci ne deplasăm în școli și informăm în special copiii despre pericolele traficului de ființe umane. Ne adaptăm în special, avem în vedere grupa de vârstă, grupul țintă cu care ne întâlnim. Și în funcție de vârstă le oferim informații, pentru că s-a constatat că traficul de persoane deja poate constitui un pericol și pentru copiii mai mici și de asemenea pentru minorii, în special între 14 și 17 ani. Cât de cunoscut este acest fenomen al traficului de persoane? Și mă refer aici atât în rândul adulților cât și cel al copiilor. Noi încercăm să îl facem cunoscut, pentru că traficul de persoane, vorbesc în sensul infracțional, există, se întâmplă și atunci cu cât informăm mai mult publicul larg, cu atât și pericolele de a deveni victime sper să se reducă. Aici mă refer la ideea, sunt foarte mulți care spun nu mi se întâmplă mie sau nu știu, am auzit, dar cu siguranță nu se întâmplă la noi. E un fenomen întâlnit în toate zonele țării sau sunt anumite puncte, să zicem? Traficanții își pot recruta victimele din orice mediu, dar în special se axează pe medii unde informația ajunge mai greu, unde există o dorință de a obține un loc de muncă, pentru că principala promisiune când se recrutează traficul de persoane, victime ale traficului de persoane, este promisiunea de a avea un loc de muncă bine plătit și în special în afara țării. De asemenea, mai speculează, mai ales în rândul tinerilor, neînțelegerile cu părinții, dorința de a câștiga bani, de a obține bani foarte mult și de a obține o independență financiară și toate aceste, sărăcia. Și în general, sărăcia este unul din factorii care conduce la acest trafic de persoane? Este, dar nu este singurul. Deci și mai ales în rândul tinerelor, dorința aceasta de a obține o independență financiară și de a obține bani mulți, fără să depună foarte mult efort, dar din păcate nu știu ce le așteaptă. Ce ar trebui să știe o persoană pentru a nu ajunge victimă? În primul rând, trebuie să se informeze. Știm că există în țara noastră principala formă de exploatare este obligarea la practicarea prostituției. De asemenea, urmează după obligarea la practicarea prostituției, obligarea la muncă, deci munca forțată. Și avem și obligarea la cerșetorie. Acestea sunt formele folosite când este vorba de trafic de persoane. Informarea este foarte importantă în momentul când ne dorim să obținem, de exemplu, un loc de muncă, pentru că cele mai multe de aici pornesc, de la obținerea unui loc de muncă. Să se intereseze că acea firmă care recrutează persoanele pentru locuri de muncă funcționează legal. Să nu accepte să încheie contracte de muncă fără să înțeleagă clauzele contractuale, fără să nu cunoască clar unde și ce preț sau ce salariu primesc. De asemenea, să le ridice semne de întrebare în momentul în care li se spune casă, masă, transport gratuite. Atunci deja sunt oferte, da, sau li se oferă foarte mulți bani și nu se mai gândesc în momentul în care
li se oferă atât de mulți bani că ar putea fi și pericole și pleacă fără să fie să intereseze. În momentul în care pleacă, li se opresc actele de identitate, orice mijloc de comunicare și este foarte greu pus să iasă din acest trafic. De asemenea, tinerele, în special fetele, li se promit locuri de muncă unde nu este foarte important o anumită calificare profesională, dar în schimb la fel, li se promit bani mulți, că vor obține din aceste joburi bani mulți și un trai frumos, decent și că vor veni acasă cu o căruță de bani, așa, ca să mă exprim mai plastic. Realitatea că aceste fete sau chiar și bărbați, deci depinde de modul de exploatare, în momentul în care se întorc mai sărași decât au plecat, se întorc cu abuzuri, au suferit abuzuri fizice, psihice, de suferințe și bani, de fapt, pentru scopul pentru care au plecat, ca să își îmbunătățească viața în familie, din nefericire nu aduc. Există vreo șansă de scăpare, că spuneați despre această întoarcere? Nu știu, se mai întorc sau ce ar trebui să facă o victimă în cazul în care îi se întâmplă o astfel de situație? Spuneați dacă se mai întorc. Deci noi luăm legătura cu cele care se întorc. Problema este că chiar s-au făcut și studii și majoritatea nu reclamă. Deci majoritatea victimelor traficului de persoane sunt identificate către organele de poliție. Foarte puțin dintre ele reclamă ce li s-a întâmplat sau reclamă în țara de destinație unde au ajuns. Deci când e vorba de traficul extern. Când este în același timp, la noi în țară a crescut și traficul, exploatarea în țara noastră, deci internă. Deja s-a ajuns anul trecut la 45% din totalul victimelor traficului de persoane sunt exploatate intern. În primul rând trebuie să ceară ajutor. Realitatea este că în momentul în care au ajuns pe mâna unor rețele de crimă organizată, este greu să ceară ajutor, pentru că li se ia mijloc de comunicare. Acei clienți, de cele mai multe ori, nu intervin, deci nu le sprijină. Sunt foarte rare cazurile când ajută victimele traficului de persoane. În legislația noastră acum este și prevăzută în cazul în care clientul știa că se duce cu o victimă a traficului de persoane, că e exploatată sexual, că e exploatată prin muncă, că exploatează, eu știu, un copil prin ceșătorie, dar știa că sunt supuși la exploatare, este faptă penală și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Este Facebook-ul un instrument de recrutare al acestor victime? A devenit în ultimul timp, nu este un fenomen, dar deja încep să fie recrutate persoanele prin traficul de ființe umane, la traficul de ființe umane. În special sunt vulnerabili copiii, cu cât au o vârstă mai mică, cu atât sunt mai vulnerabili la pornografie infantilă, care este tot o formă a traficului de persoane. Și de asemenea, sunt mai ales fetele, sunt vulnerabile la așa zisul mod de operare lover boy, pretinsul iubit. Deja o bună parte din tinerii care și minorii care frecventează internetul acceptă discuții cu persoane online necunoscute și de aici pornește dorința de a se întâlni și în viața reală. Sunt fete care au ajuns să se îndrăgostească de aceste persoane rău intenționate, pentru că nu toate sunt așa. Ajung să se îndrăgostească înainte să-i cunoască în viața reală și în momentul în care s-au întâlnit în viața reală se trece la exploatare. Se află anumite secrete, se trece la șantaj, se fac filmulețe, s-au acceptat prime întâlniri în apartamente, în locuințe izolate, unde erau prevăzute cu camere de luat vederi și atunci normal că li s-au pus cine știe ce substanțe în suc sau în apă și câteva ore nici n-au mai știut ce se întâmplă cu aceste persoane. Este în creștere numărul acestor victime? Dacă ne raportăm la anul 2014, tendința a fost descendentă, deci a scăzut numărul victimelor. Dacă ne raportăm la anul 2015, cel puțin la nivelul centrului regional, tendința este de creștere.
Ceea ce este îngrijorător. Da, și în special predomină exploatarea sexuală a victimelor. Traficul de organe este confundat cu acest trafic de persoane sau este o latură? Este o formă. O formă. Traficul de organe este o formă. Traficul de organe, țesuturi și celule umane în mod ilegal, așa se menționează în lege. Este o formă a traficului de persoane. Eu de fiecare dată când merg și vorbesc de acest mod de operare, de această formă de exploatare, spun că dacă din celelalte mai se reușește să scape și să se reclame la autorități, când este vorba de traficul de organe, mă gândesc că este chiar imposibil că ce se urmărește, nu? Prelevarea unui organ vital de regulă și normal că în momentul în care s-a prelevat așa ceva, dar gândiți-vă că este vorba de rețele de traficanți bine organizate, deci nu cu medici care ar trebui să preleve aceste... E și foarte greu de demonstrat. Deci, cel puțin la noi, în ultimii ani, nu am cunoștință de asemenea cazuri. Au mai fost acele cercetări pe celulele, prelevarea de celule, care au fost la București. Există anumite destinații unde ajung toate aceste victime? Mă refer aici atât în afara țării cât și în țară. Există anumite locații, să spunem, anumite orașe? Nu, ca și locații interne, oriunde au un loc amenajat grupările de traficanți, acestea, mai ales când e vorba de traficul intern, sunt grupări mai mici, în general bazate pe un criteriu familial, și le exploatează în locuințe și apoi în stradă sau în cluburi. Când e vorba de traficul extern, deja dacă ne raportăm la anul trecut, dacă în 2013 principala țară de destinație a fost Grecia, în 2014 principala țară a fost Italia, urmată de Germania, Spania, Austria, am avut și în Irlanda, Portugalia, Grecia, Marea Britanie. Deci cam acestea sunt țările. În general se urmărește de către traficanți să meargă în țările unde nivelul de dezvoltare este ridicat, pentru că și profitul lor este mult mai mare. Și unde, în general, prostituția este legalizată. O parte dintre fete știu că pleacă la practicarea prostituției, dar se gândesc că vor obține și ele un profit în urma acestei activități. Realitatea este că toți banii merg la traficanți. Cum reușesc să iasă din țară, totuși? Legal. Sunt situații, depinde de forma de exploatare. Sunt situații când e vorba de exploatarea sexuală sau prin muncă să iese cu acte legale, mai sunt și situații când se fac acte false pentru minori sau când e vorba de exploatarea cerșetoriei, sunt situații când părinții își dau acordul pentru ca minorii lor să iasă din țară cu anumite persoane, bineînțeles în schimbul unei sume infime de bani, își vând copiii pentru a cerși în țările dezvoltate ale Europei în special. Spuneți că ați discutat cu aceste victime, cu aceste victime care s-au întors. Ce vă spun? Mai pot avea aceste victime o viață normală? Noi încercăm să și avem și obligația, de fapt, să reintegrăm. Se face o analiză și în funcție de nevoile pe care aceste victime le au, le reintegrăm. Acum depinde cât își doresc și aceste victime. Dacă au nevoie de asistență socială, le referim pentru asistență socială. Dacă au nevoie de reintegrare școlară, colaborăm cu inspectorate școlare și le reintegrăm școlar. De asemenea, agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă au obligația chiar să facă, inclusiv să susțină cursul de recalificare profesională și au prioritate la angajare. Când vine vorba de prioritate la angajare, nu prea dau curs victimele, de fapt, la aceste facilități oferite de lege. De ce? E greu de răspuns. Foarte puține dintre cele care le oferim această posibilitate. Inițial spun că da, își doresc un loc de muncă, vor o recalificare profesională și ulterior nu se prezintă. Probabil le teamă de trecutul lor, că s-ar afla ceva din trecutul lor sau pur și simplu nu vor să divulge practic cine în spatele rețelei sau vorbim despre acel secret pe care ele trebuie să-l țină.
Bine, noi oricum nu le arătăm cu degetul că sunt niște victime, avem și avem obligația respectării confidențialității acestor victime, deci nimeni acolo nu le primește și nu strigă că sunt niște victime, ci noi urmărim să le sprijinim să reintegreze în societate. La fel voiam să vă întreb, ele depun plângere împotriva acestor traficanți atunci când au norocul, să spunem, că se întorc? Depun plângere, dar de cele mai multe ori că organele de poliție au aflat că sunt niște victime. De multe ori ele nici nu își recunosc calitatea de victime. Și se pot constitui parte civilă, pot obține daune morale în instanță și le acordă instanța. Deci au o serie de drepturi. Acum avem o serie de victime repatriate din străinătate și care autoritățile statului respectiv le oferă aceste daune, cum ar veni morale, pentru ca urmare a săvârșirii infracțiunii. Vorbeam despre o categorie foarte importantă, a spune eu, despre elevi, și în ultima perioadă am văzut foarte mulți copii care au plecat de acasă, foarte multe fete au plecat în urma unor discuții ca acestea pe Facebook, sau în familie sau pe Facebook, au cunoscut fel de fel de persoane, au plecat și nu s-au mai întors. Ce i-a sfătuit pe părinți sau cum ar putea să identifice, nu știu, că acel copil ar vrea să facă un pas? În primul rând este foarte necesară o relație apropiată cu copilul. Și asta nu se realizează dintr-o dată, ci se realizează pas cu pas de-a lungul vieții copilului. Așadar, discuțiile în familie de care spuneați contribuie. Dar nefericirea este că acești copii care ajung de cele mai multe în astfel de situații, sunt rare cazurile când există o relație apropiată între familie și copil și se întâmplă lucrul acesta. În general, acești copii provin din familii unde există relații tensionate, abuz de alcool, violență domestică, se consume și alte substanțe în afara alcoolului și atunci acel copil de fapt vrea să scape din acest mediu și pleacă în momentul în care vine o persoană binevoitoare, să spunem în ghilimele, că ulterior așa se dovedește a nu fi binevoitoare decât că are interesul să obțină bani de pe urma acelei persoane, normal că vrea să plece și vede în acești traficanți, bărbați, femei, depinde, văd un sprijin și o salvare din aceste familii. Și atunci ulterior pleacă. Vreau să vă întreb, cazuri de răpire au fost la nivelul, nu știu, dacă nu neapărat în ultimul an, ci în ultimii ani. În ultimii ani, da. Copii sunt și răpiți. Cazuri, da, au fost și cazuri. Decât că, așa, în anii anteriori, tendința e spre convingere, adică să se renunțe la răpire, tocmai în ideea de a-și asigura traficanții protecția de a nu se ajunge la autorități cu reclamații. Dar, de regulă, se trece pe partea de convingere, mai ales când e vorba, în cazul fetelor, pe câștigarea unor sentimente de iubire față de aceste persoane și atunci este mai greu să ducă să reclame. De fapt, ele nici nu recunosc că sunt victime. Și normal că și exploatarea se face mult mai ușor, chiar dacă le explicăm, este normal. Și nu atrag atenția... În felul acesta, traficanții nu atrag atenția autorităților asupra. Dar mai intervine și o situație. La început se instalează sentimentele acestea de iubire până când văd că ei deja le-au convins, mai ales că au, eu știu, în diverse zone recrutate astfel de victime și în momentul în care trec la exploatare, atunci intervine și violența. Dacă nu mai vor să practice, eu știu, prostituția, folosesc violență fizică, violuri, le droghează, deci o serie de acte care să le determine să iasă în stradă. O altă campanie pe care o desfășurați în perioada aceasta este Cere ajutor, nu cerși. Oare cum se leagă aceste campanii? Au ceva în comun cercetoria cu traficul de persoane? Da, pentru că noi de-a lungul timpului am lansat diverse campanii tocmai pentru a atrage un semnal de alarmă că aceste evenimente se petrec. Când este vorba de cerșetorie, este pe locul 3 în rândul formelor de exploatare, exploatarea cerșetoriei, pentru că este o diferență, dar în același timp noi avem și o legislație în România care ne ajută
Și ar trebui ca în nicio intersecție și la niciun colț de stradă să nu mai avem copii care cerșesc. Codul penal, noul cod penal a apărut, avem infracțiunea de exploatare a cerșătoriei și în care se condamnă orice persoană care îndeamnă un minor sau o persoană cu dizabilitate la a apela în mod repetat la mira publicului. Și dacă această faptă se săvârșește de către părinte, tutore sau o persoană care are, îl are în grijire în mod legal pe acel minor sau prin constrângere, deja închisoarea este de la 1 la 5 ani. Și simplu fapt că un om major care are capacitatea de a munci cerșește în prezența unui minor, chiar dacă este la o anumită distanță, dar ați observat că se profită și îi țin lângă ei tocmai pentru a produce mila publicului, este infracțiune, se pedepsește până la 2 ani de închisoare. Trebuie aplicate aceste copii aceia, nu o să spună niciodată că sunt niște victime. Tocmai asta e greu de dovedit de cele ei, mai mult. Ei chiar se duc de la vârste fragede și cerșesc pe stradă și își întrețin familiile. Sunt copii care au fost mutilați tocmai pentru a provoca mila publicului. Sunt copii care sunt deținuți intenționat dezbrăcați și desculți tocmai în ideea de a obține mulți bani. Și se obțin bani. Sunt copii care sunt vânduți de părinți ca să cerșească în străinătate, crezând că acești părinți că vor obține și ei la rândul lor banii de la traficanți. Realitatea este că nu. Acei copii se chinuie recent. Nu de mult timp, vă dau un exemplu așa, o fetiță, 13 ani, tatăl ei a plătit o rețea de crimă organizată pe 200 și ceva de euro, tocmai pentru a aduce a adus-o în Marea Britanie. Aici această fetiță de 13 ani a fost dusă la o familie care avea legătură cu crima organizată. Un timp a fost obligată să facă diverse activități casnice și să aibă grijă de un copil mai mic. Și apoi zilnic era luată 12 ore de la această familie, dusă într-un oraș important din Anglia și obligată să cerșească. O mai foloseau și la furturi sau la vânzarea de obiecte, ați observat că se vând la intersecție la anumite obiecte care de fapt valoarea lor este mai mică decât valoarea reală. Deci 12 ore dormea, în momentul în care ajungea la acea familie, dormea pe o podea, îi se dădea doar resturi de mâncare, nu îi se dădea o mâncare normală, sau era ținută fără geacă și desculță tocmai ca să poată să obțină bani, să câștige mulți bani pentru traficanți. Era o rețea de 4 persoane, inclusiv tatăl, au fost descoperiți, cercetați și au fost trași la răspundere, deci au fost pedepsiți cu închisoarea. Dar gândiți-vă că în asemenea situații sunt o serie de alți copii sau persoane cu handicap. Deci în momentul în care ești o persoană matură responsabilă, să spunem că îți mai asumi din anumite acte care le facem. În momentul în care este un copil sau o persoană cu dizabilități, noi ca autorități trebuie să intervenim cu promptitudine și nu folosesc cuvinte mari. Să nu-i lăsăm acești copii să cerșească în stradă, chiar dacă avem tendința să ne uităm la ei, să spunem că ei vor acest lucru. De fapt, la vârsta asta, ei trebuie să stea la școală, să învețe. Ce putem face în cazul acesta? Pentru că vedem de fiecare dată aceiași copii, aceiași cerșetori în fiecare intersecție. Dacă, nu știu, îi sperie la o anumită oră poliția sau ei se întorc. Să aplicăm legea. Acum să aplicăm legea, că au mai fost și perioade când nu aveam o legislație care să ne vină și în ajutor. Și cel mai important este să existe o echipă, adică nu poate fi lăsată doar lăsat organul de poliție singur. Deci trebuie să fie cu asistent social, trebuie să fie, că la un moment dat, în asemenea situații, părinții acestor copii nu ajută. E clar că au interesul ca acei copii să stea în intersecție și să le aducă bani să-i întrețină. Acești copii, nu știu, pot fi luați dintr-o familie? Normal că da. Deci acum o să poate... Pentru că de multe ori nu recunosc, aceste familii nu recunosc ceea ce se întâmplă, cum aduceați dumneavoastră în discuție mai devreme. Nu recunosc că își trimit copilul și mă gândesc, adică într-o zi, așteptându-și copilul, poate acesta nu mai vine.
Exact. Se poate întâmpla așa. Au tot interesul să nu recunoască, v-am spus, pentru că interesul lor este să acei copii țin o familie întreagă și în cazul în care nu mai fac lucrul ăsta, e deja un sentiment din acela de vinovăție, pentru că ei nu mai pot să-și întrețină acea familie. Și, din păcate, sunt tot mai mult. Și citeam în comunicatul acesta, în general, familiile de etnie romă sunt predispuse către... Da. Și noi am încercat, chiar și cu campania asta, și o să încercăm și în viitor, să mergem mai mult în zona asta și în mediile astea și cu anumiți lideri informali din etnia romă și să încercăm să sensibilizăm și să tragem un semnal. Că, într-adevăr, populația romă e mult mai des folosită la actele de cerșetorie și, în general, și aceste acte de cerșetorie se pot transforma, pe urmă, în exploatarea cerșetoriei. Sunt și țări în care ați văzut cerșetoria nu este considerată infracțiune ca la noi. Și tocmai aici peste 80% din persoanele traficate prin cerșetorie sunt traficate în afara țării, unde legislația este permisivă. Deja autoritățile din aceste țări nu sunt pregătite pentru a lua niște măsuri corespunzătoare. Și atunci traficanții profită de asta pentru a obține bani. Cu siguranță ar mai fi fost foarte multe de spus, însă avem și un filmuleț pregătit înainte de a da drumul filmulețului. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și Doamne ajută să ne întâlnim să vorbim despre cifre tot mai mici și să vorbim despre un număr în scădere atât al cerșetorilor cât și al victimelor. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Mulțumim și noi. Atât pentru săptămâna aceasta, stimați telespectatori, rămâneți cu ILTV, urmăriți în continuare un filmuleț care face parte din această campanie, în continuare urmăriți și imagini de la Teatrul Toma Caragiu, este vorba despre noul spectacol My Fair Lady, totodată concertul educativ lansat de către Filarmonica Paul Constantinescu. Rămâneți cu ILTV până data viitoare, numai bine! Sunt Călin Goia. Vreau să vă vorbesc despre ce înseamnă să nu fii liber, să fii controlat, să nu ai perspective. Despre ce înseamnă traficul de persoane și mai ales despre exploatarea prin cerșetorie. Cerșitul este o formă de exploatare atât fizică cât și psihică. Cerșetorii, mulți dintre ei copii, sunt tratați ca niște sclavi. Sunt maltratați, înfometați, bătuți. Zi de zi, de dimineață până seara, practica cerșitului devine meseria lor. Zilnic, copiii cerșetori trebuie să facă rost de bani pentru a-i da familiei sau rețelei din care fac parte. Sunt copii cărora le este furată cu bună știință copilăria, care nu au timp să se joace și cărora li se refuză chiar de către familie dreptul la o viață decentă și la un viitor mai bun. Banii dați acestor copii nu reprezintă însă un ajutor real, având în vedere situația lor. Acești bani nu fac altceva decât să încurajeze o astfel de practică. Știați că sute de copii și adolescenți sunt victime ale traficului de persoane? Sute de copii sunt abuzați și exploatați de rețelele mafiote care se ocupă cu cerșetoria în țară și peste hotare. Problema cerșetoriei este complexă și aparent este alimentată continuu de precaritatea socioeconomică a unei părți a populației. Mediul urban este într-adevăr cel mai afectat de acest fenomen, deoarece strada oferă cea mai facilă posibilitate de a obține un venit rapid, apelând la mila publică. Este un venit nesigur, este precar, nu ajunge la cerșetori în cea mai mare parte și mai ales nu atunci când aceștia sunt copii. Spuneam că la prima vedere, deoarece dacă ne uităm mai atent, sărăcia nu poate fi de fiecare dată invocată ca justificare pentru cerșetorie, nu atunci când părinții își consumă puținele resurse pentru alcool, pentru alte lucruri nefolositoare, preferând să-și trimită copiii în stradă. Pe de altă parte, există și acea parte a populației care sprijină indirect fenomenul cerșetoriei, cu câțiva bănuți acordați cerșetorilor, din diferite considerente. Milă, jena de a nu părea nepăsători, pentru că nu pot rezista la insistențele acestora, sau din acea dorință ascunsă de a fi bun pentru a primi o răsplată mai târziu. Dar nu numai copiii sunt expuși acestor rețele. Atât adulți cât și bătrâni pot cădea victime. Vă invit să urmărim câteva cazuri care sunt monitorizate de specialiști în domeniul traficului de persoane și Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, ANITP.
Dintre toate formele de exploatare în cadrul traficului de persoane, obligarea la cerșetorie este cea mai vizibilă, desfășurându-se exclusiv în locuri publice, aglomerate cu trafic pietonal, străzi, intersecții, magazine, centre comerciale. Paradoxal, societatea susține, involuntar desigur, această exploatare inumană, fiind manipulată la rândul ei de traficanți, tocmai prin apelarea la sentimente umane, mila și binevoința. Se estimează faptul că, în întreaga lume, peste 300.000 de persoane au fost traficate în scopul practicării cerșetoriei. În acest context, problematica combaterii exploatării prin cerșetorie trebuie să fie abordată din perspectiva drepturilor omului, făcându-se distinție între victime și infractori. Locuiam la orfelinat. Nu știu cine e mama și tata. Am fost luat cu forță de pe stradă și dus la București. Am fost dus la o casă unde am văzut mulți oameni care locuiau acolo. Mi-au spus că va trebui a doua zi să merg la cerșit. Am spus, eu nu am venit aici să cerșesc. Și ei mi-au spus că dacă vreau pot să mă întorc, doar dacă am bani. Dar dacă nu, va trebui să merg la cerșit. Și chiar m-au bătut. În general, victimele exploatate prin cerșetorie sunt persoane vulnerabile, minori, persoane vârstnice sau cu dizabilități. Mediul din care acestea provin, atât din rural cât și din urban, este de cele mai multe ori marcat de sărăcie, iar influența familiei și a cercului de cunoștințe este negativă. Se întâlnesc abuzuri, neglijări, consum de alcool. Marea majoritate au un nivel scăzut de educație, provin din familii cu mulți membri, de asemenea sunt persoane vulnerabile, devin relativ ușor pradă traficanților. Copiii sunt uneori închiriați, iar la propriu, iar părinții primesc sume de bani mici, derizorii, aceștia sunt forțați să cerșească prin diverse metode. Abuzurile fizice și emoționale la care sunt supuși îi fac să cadă pradă depresiei și de cele mai multe ori să-și piardă respectul de sine. Sunt de cele mai multe ori dezumanizați. Mă numesc Ion Stroie, am 44 de ani. Ca școală nu am nicio pregătire. O ducem foarte greu. Suntem 7 persoane. Avem 4 copii. Câteodată nu avem ce mânca. Mi s-a oferit un loc de muncă în străinătate, că în țară nu prea găsim de muncă. M-am gândit că e mai bine ca în România. Mi s-a explicat că în Franța ar fi locuri de muncă mai bine plătite, salarii mai mari, cazarea și hrana asigurate, transportul gratuit, că primesc un salariu lunar. Am nevoie de acei bani pentru să repar casa și hrană. Acolo, când am ajuns, mi s-a spus că nu mai lucrez în construcții, că o să cerșesc. Nu știam ce să fac, că mi-au luat și buletinul, m-au amenințat. Nu mai aveam nici bani să mă întorc acasă. Recrutarea victimilor este realizată prin promisiuni false, multe cazuri adresate familiilor privind locuri de muncă în străinătate și obținerea unor venituri importante. Traficul de persoane în scopul obligării la cerșetorie s-a dezvoltat cu precădere în străinătate. Această caracteristică este explicată prin profituri mari ce se obțin din acest tip de criminalitate în țările cu nivel ridicat de dezvoltare. Traficanții care acționează în afara granițelor sunt de regulă persoane cu antecedente penale, membri a unor grupări infracționale de criminalitate organizată, implicate de multe ori și în comiterea altor genuri de infracțiuni, trafic de droguri, proxenetism, infracționalitate stradală, furturi de mașini.
O victimă exploatată prin cerșetorie câștigă în medie 100 de euro pe zi. Veniturile realizate în folosul traficanților pe parcursul unei luni calendaristice, putându-se ridica la 2.500-3.000 de euro. Având în vedere modalitățile de comitere și consecințele acestui gen de infracționalitate, autoritățile române acordă importanță deosebită luptei împotriva fenomenului și dezmembrării grupărilor criminale implicate. Structurile specializate ale poliției și parchetului, de multe ori în parteneriat cu structuri similare din alte țări, duc o luptă susținută cu mijloacele specifice de care dispun pentru combaterea acestui palier al criminalității organizate. Eu am luat bătaie încă din prima zi pentru că făceam gălăgie și nu voiam să cerșesc. Mă băteau și zilnic ne amenințau cu bătaie pe mine și pe copiii mei. Traficantul i-a bătut și i-a luat de lângă mine. La un moment dat am aflat că voia să mă violeze de față cu soțul meu dacă nu vreau să cerșesc. Dacă sumele obținute nu satisfac traficanții, victimele sunt persecutate permanent pentru a sânge cât mai mulți bani. Metodele de consângere sunt atât de natură fizică cât și psihică, mergând de la înfometare și aplicarea de corecții fizice până la amenințări și violențe exercitate asupra copiilor sau altor membri de familiei victimei, fie că aceștia sunt în țară sau în săinătate. Asistența victimelor traficului de persoane ar trebui să fie un proces de lungă durată, care să înceapă de la identificarea persoanei și să se finalizeze doar atunci când această persoană este în securitate, atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional și economic. Pentru victimele exploatate prin cerșetorie, identificarea lor s-ar putea realiza ușor la locul exploatării, în stradă, acolo unde fenomenul este extrem de vizibil. Și ar putea să țină de fiecare dintre noi, inclusiv de membrii ai comunității, nu neapărat specialiști, să încercăm să vedem ce a determinat ca acele persoane să fie în această situație și să le oferim ajutorul. Foarte multe dintre persoanele traficate nu se identifică ca atare pentru că le este foarte greu, fie din cauza marginalizării, stigmatizării, fie datorită accesului redus la informații și la educație, fie datorită timpului lung în care s-au aflat în exploatare, aceste persoane sunt reținute din a accepta orice fel de ajutor venit din partea specialiștilor, respectiv un program de lungă durată de reintegrare. Se simte nevoia din ce în ce mai mult de proiecte și nu doar la nivel teoretic, ci mai ales practic, care să vizeze informarea, sensibilizarea și mai ales responsabilizarea societății civile cu privire la condițiile precare în care trăiesc oamenii străzii, așa cum îi numiți dumneavoastră cerșetorii, oamenii fără adăpost, dar și persoanele defavorizate din punct de vedere social și economic, indiferent de vârstă, de religie, etnie sau naționalitate. Asociația Zâmbetul Îngerilor derulează de mai bine de 2 ani un proiect socio-umanitar la nivel local în București, dar pe care dorim să-l dezvoltăm și la nivel național. Ce facem noi teoretic? Informăm societatea civilă cu privire la acest fenomen care se dezvoltă din ce în ce mai tare cerșetoria, iar practic hrănim oamenii străzii, cerșetorii, în fiecare noapte. Probabil că ați auzit de foarte multe ori propoziția sau fraza dați-mi, vă rog, 2 lei ca să-mi iau o pâine. Ei bine, noi îi hrănim. Nevoia de hrană este pretextul pentru care ei cerșesc, iar noi le eliminăm acest pretext asigurându-le hrana în fiecare seară. Societatea trebuie informată, dar mai ales implicată. Trebuie să facem o schimbare de atitudine și să înțelegem că uneori banii nu ajută. Haideți să ne gândim de 2 ori înainte de a da mărunțișul din buzunar cercetătorului pe care îl vedem pe stradă, pentru că de cele mai multe ori banii noștri nu rămân la el. Acel bătrân sau acel copil de la colțul străzii nu este acolo pentru că asta își dorește. De cele mai multe ori sunt obligați să facă lucrul acesta, sunt exploatați și, din păcate, sunt și mutilați de o adevărată mafia cercetătoriei. Pe ei îi îmbogățim. Pe de altă parte, trebuie să fim conștienți, să ne asumăm responsabilitatea și să realizăm că, dând un ban unui cerșetor astăzi, nu facem decât să ne asigurăm că acel om va fi mâine în același loc, făcând același lucru. Așadar,
cred cu tărie că împreună putem să-i facem să vadă dincolo de opțiunile pe care strada le oferă. La fel ca orice fenomen social negativ, și problema cercetătorii își găsește rezolvarea în măsuri educaționale. Există măsuri economice de asistență socială adresată familiilor cu probleme materiale, însă acestea sunt utile pe termen scurt, pe plan local, din bugete locale, din inițiative locale, însă nu pot fi alimentate permanent pentru că cererea este din ce în ce mai mare. Măsurile educaționale însă oferă cheia rezolvării pe termen lung, pe două paliere. Pe de o parte, copiii pot achiziționa acele cunoștințe necesare intrării pe piața legală a muncii, pe de altă parte pot achiziționa acele valori care să-i împiedice să mai adopte comportamentul lipsit de demnitate, lipsit de decență, comportamentul de cercetător. Prin urmare, avem nevoie de măsuri educaționale, de programe educaționale care să reducă rata abandonului școlar pe de o parte și care să ofere un suport la celor familii cu probleme socioeconomice deosebite pentru a-i ajuta pe copiii acelor familii să aibă aceleași șanse de succes pentru o viață decentă. Măsurile de prevenire a unui astfel de fenomen, centrate pe reducerea vulnerabilității victimelor, pot fi din cele mai diverse. Acestea pot pleca de la schimbări structurale, sistematice ale strategiilor de educație și de integrare pe piața muncii, până la implementarea de programe punctuale adresate categoriilor vulnerabile. În plan imediat, noi recomandăm celor aflați în situație de risc să nu relaționeze cu alte persoane, copii sau adulți care practică cercetoria, să nu se încreadă în promisiunile de a câștiga rapid și ușor sume mari de bani, să spună întotdeauna unei persoane de încredere unde și cu cine pleacă și, foarte important, să știe că dacă nu beneficiază de suport familial sau dacă exploatarea se face în familie, există instituții și organizații care îi pot ajuta. Fiecare dintre noi poate să ajute și să conștientizeze situația gravă în care se află aceste persoane. În loc să dăm un ban din milă, putem anunța autoritățile locale sau organizațiile neguvernamentale, încercând să ajutăm cu adevărat aceste victime. Mâna întinsă nu primește ajutor, primește bani pentru traficanți. Cere ajutor, nu cerși.